Bună dimineața! Bine ați venit la căsuța din pădure! Astăzi am primit lemne și trebuie să le clădim. Cum vedeți aici, am început deja. Bine, roaba nu-i chiar ce trebuie, dar e bun. E o zi ploasă de octombrie, mult, mult vânt. Și da, hai să începem. După cum vedeți, am început deja să le clădesc aici. Nu știu dacă vor intra toate, dar vedem. Am trebuit să opresc puțin filmarea, pentru că plouă tare. Nu am apucat să fac mult. Cam atât, cam la nivelul ăsta fac, ca să mai am acces la scule. Și cum vedeți, ține foarte bine, dacă nu bate un vânt mai tare să-l dea jos. Da. Revenim după ce se oprește ploaia. Da, profit de faptul că a început ploaia să mai clădesc lemnele astea și vreau să mai povestim. Voi ce faceți în octombrie, într-o zi ploioasă?
care sunt activitățile voastre de toamnă, de iarnă, de pregătire de iarnă. Deci, cum spuneam, am să o fac la nivelul ăsta. Cred că ajunge. Și dacă nu intră toate aici înăuntru, și cred că vor intra, că nu sunt așa multe. Am luat 5 metri pătrați. Și mâine, dacă e vreme bună, vreau să fac zacuscă. Să pregătesc zacuscă pentru iarnă. Și am să fac tot afară. Am un cazan mare. N-am mai făcut niciodată. Dar am să încerc acum. Ce poate să meargă prost? Că s-a mai oprit ploaia, deci am să mă duc în continuare să mai aduc lemne. Da, nu mai am așa mult. Foarte norat, după cum vedeți. Da, da. Să ne apucăm de treabă.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Antena și lemnele. Mai urmează să le clădesc pe asta. După ce am resortat lemnele de aprins foc de aici și să strâng mizerii. Deci
Numai bine început să ploaie acum, am terminat la fix. Astea rămâne să le strâng ulterior. Haideți să clădim restul de lemne. Și cu asta am terminat și lemnele de clădit. Mulțumim Dumnezeu. Să meargă bine. Da. Acum nu mai rămâne decât să strâng așchile de afară. Să le pun niște navete. Și le voi folosi la aprinderea focului. Mulțumesc că ați vizionat acest clip. Dați un like și un subscribe. Pe data viitoare.